Care este principalul dumneavoastră obiectiv în perioada următoare la alegerile parlamentare din februarie? Evident, să câștigăm alegerile, să salvăm procesul democratic în Republica Moldova, pentru că este un mare pericol ca țara să fie atrasă într-o dictatură și să cadă sub o influență și mai mare a Kremlinului, dacă nu îmbunătățim semnificativ actul guvernării, dacă nu reușim să aducem în fruntea țării oameni responsabili, care și în vorbe, dar și în fapte, să demonstreze aderență la valorile europene și să demonstreze ce înseamnă guvernare responsabilă în interesul cetățeanului. Să presupunem că o să luați un scor mare. Oare dacă se repetă episodul cu Andrei Năstase, v-ați gândit ce ați putea face în cazul ăsta sau ați prevăzut? Atunci când avem la putere oameni pentru care legea nu înseamnă nimic și i-au demonstrat acest lucru, oameni care au comis nenumărate abuzuri, evident că trebuie să fim pregătiți pentru tot felul de scenarii. Doar că acum când Partidul Democrat și-a scos masca și nu mai poate insista în continuare că este un partid pro-european, un partid pro-democrație, în pofida faptului că se numește Partid Democratic, cred că și pe intern, dar și pe extern, lumea va fi gata să se opună unor asemenea abuzuri. Am vorbit pentru că am mers de curând la Washington și mai devreme am vorbit cu reprezentanții instituțiilor europene despre cât de important este ca ei să vină să ne sprijine în monitorizarea acestor alegeri și nu doar în ziua alegerilor, dar și până atunci, pentru că știm că fraudarea alegerilor se poate întâmpla într-o mare măsură și până în ziua alegerilor. Și am obținut promisiuni că vor fi trimiși observatori într-un număr mare. În afară de aceasta, noi cu toții cetățenii trebuie să ne pregătim mai bine decât altă dată, decât la alegerile din Chișinău, la alegerile prezidențiale, să ne facem temele foarte bine, să documentăm aceste încălcări și în cazul în care ele vor fi masive, atunci inclusiv se va pune problema nerecunoașterii acestor alegeri la nivel internațional, dacă această fraudă va fi foarte mare. Suntem în Republica Moldova, ne dorim alegeri libere și corecte, dar înțelegem în același timp că nu vor fi perfecte aceste alegeri. Dar ne dorim să nu se comită abuzuri mai mari decât s-au comis până în vara acestui an, când, iată, alegerile au fost anulate. În momentul acesta, cam cum se înfățișează tabloul politic? Cel puțin, nu știu, pe sondajele pe care le aveți? Sau, și cum ar putea arăta după alegeri o alianță pro-europeană în afară de partidul dumneavoastră și partidul domnului Năstase? La moment, partidul de la putere, Partidul Democrat, nu are sprijin popular. Dacă e să ne uităm peste sondaje, acest partid nu ar trece nici pragul pentru Parlament. Pe de altă parte, există Partidul Socialiștilor, care este avantajat într-o mare măsură de sistemul electoral aprobat de către Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor anul trecut, sistem care a fost criticat vehement de Comisia de la Veneția și de instituții internaționale relevante. Și credem noi, vedem suficiente semne că Plahotniuc cu Dodon pregătesc împreună o coaliție după aceste parlamentare. Noi, cei care ținem la parcursul european al Republicii Moldova, cei care credem în democrație, evident că vom face tot posibilul și ne vom coaliza partidele autentic pro-europene, membri ai societății civile, dacă vreți, oameni care se bucură de încrederea cetățenilor, să venim cu o listă națională care ar putea să mobilizeze votul electoratului pro-european. Și ultimele sondaje au demonstrat că votul popular sau sprijinul popular pentru integrarea europeană este în creștere. Această cifră oscilează între 52,
55%, dar e suficient de mare astfel încât să ne ofere nouă, încrederea că putem să câștigăm aceste alegeri. Socialiștii și-au anunțat deja câțiva candidați pentru circumscripțiile uninominale. Dumneavoastră a stabilit un mecanism de selecție pentru candidații? Da. Noi avem un mecanism pe care l-am anunțat încă în primăvară și acest mecanism constă din două filtre, dacă vreți. Primul filtru este cel de integritate. În Republica Moldova de mai mulți ani există un instrument care se numește Parlamentul Curat, o inițiativă a societății civile și ziariștilor de investigație. Și noi ne propunem ca toți potențialii candidați care, cu care vom merge în aceste parlamentare să treacă acest prim filtru de integritate. E foarte important. În Republica Moldova, clasa politică de până acum a dezamăgit și credibilitatea politicului, credibilitatea procesului democratic în general a avut de suferit. De aceea, primul element pentru noi este integritatea și vrem să demonstrăm că toți candidații noștri sunt oameni integri. Al doilea element ține de meritocrație. Aici avem o competiție, dacă vreți, după criterii și o comisie care este formată și din membrii de partid, dar și din reprezentanții ai societății civile, care va stabili cine este mai merituos ca să ajungă în această listă. Dar scopul final este să avem, cum ziceam, o listă națională, credibilă, reprezentativă, în care să se regăsească și electoratul unionist și electoratul pro-european, dar nu și unionist, destul de larg pe acest segment pro-democratic, cum îi zicem noi. Și nu e un risc să vină oameni oarecum necunoscuți să-i înfățișați electoratului, că sunt puține luni până... Vor fi și oameni noi, vor fi și oameni care deja sunt cunoscuți publicului. Pe de o parte, cetățenii vor o clasă politică nouă, pe de altă parte, atunci când venim cu fețe noi, întreabă cine sunt acești oameni, că noi nu-i cunoaștem. Deci vom veni și cu fețe noi, dar și cu oameni care sunt deja cunoscuți și discutăm despre momentul potrivit pentru a lansa echipa, pentru că în Republica Moldova opoziția adevărată se confruntă cu probleme mari, cu presiune din partea instituțiilor statului, care sunt controlate, capturate și folosite în interesul Partidului Democrat. Dacă vedeți ce se întâmplă pe segmentul partidelor proruse, în special a socialiștilor, ei se bucură de democrație deplină. Nimeni nu îi împiedică să crească, să-și creeze organizații, să-și promoveze partidul și dezveratele acestui partid. Dacă vă uitați pe segmentul pro-european, aici se întâmplă de parcă suntem în cu totul altă țară. Aici noi suntem hărțuiți, oamenilor li se deschid dosare penale, oamenii sunt dați afară de la lucru, în special dacă sunt angajați în sectorul public, cei care au mici afaceri își pierd afacerile, pentru că Partidul Democrat a țintit acest segment și încearcă să lichideze orice opoziție. Presa controlată și în Republica Moldova, presa oligarhică alcătuiește în jur de 70-75%, probabil deci este, deține o pondere foarte mare. Minciuna este principalul instrument pe care îl folosesc minciuna și propaganda, de rând cu propaganda de la Kremlin. Și trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri, astfel încât să nu oferim suficient timp acestei guvernări să încerce să intimideze candidații noștri, dar în același timp să reușim să îi promovăm, să-i cunoască cetățenii și credem noi că am ales momentul potrivit, peste câteva săptămâni vom face această lansare. Și sistemul acesta mix de alegeri favorizează partidele, să zic așa, cu resurse. Partidul dumneavoastră și platforma, da, nu cred că au prea multe resurse. Ar trebui să supliniți cumva chestia. În primul rând, acest sistem electoral aprobat de către democrați și socialiști avantajează Partidul Socialiștilor. Am văzut acest lucru la alegerile din Chișinău. Dacă ne amintim că acest sistem electoral mixt presupune un singur tur, în Chișinău, cu toate că
persoana care a candidat din partea partidelor de opoziție pro-europene a câștigat alegerile, au fost invalidate rezultatele, e altă întrebare, dar noi am câștigat aceste alegeri. Dacă ne uităm la rezultatele primului tur doar, atunci vedem că 9 din 11 circumscripții în Chișinău au câștigat socialiștii. Deci în Chișinău, unde cu siguranță avem o majoritate de votanți pro-europeni, într-un singur tur câștigă detașat socialiștii. Și asta demonstrează adevărata intenție a Partidului Democrat atunci când insistă pe un singur tur în acest sistem mixt. În același timp, există foarte multă lume care vrea să schimbe această guvernare. Există, dacă vreți, foarte multă ură din partea cetățenilor față de această guvernare. Și înțelegem de ce. Din cauza corupției, din cauza standardelor de viață scăzute, din cauza abuzurilor pe care le comit, din cauza că oamenii sunt forțați să devină membri ai Partidului Democrat în pofida voinței lor, începând de la primari și terminând cu oameni de afaceri și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri au supărat enorm cetățenii. Și noi trebuie acum să reușim să-i ajutăm să depășească frica, pentru că există și frică de această guvernare. Dar trebuie să reușim să-i convingem să-și depășească frica și să facem cu toții echipă împreună, așa cum a făcut la prezidențiale. Partidul Democrat spune că e puternic. Nu trece pragul în cazul unor alegeri libere și corecte. La prezidențiale nu a avut candidat. La alegerile din Chișinău nu a avut candidat. Și atunci, ce fel de partid puternic este acesta dacă nici candidați nu are? Noi, în pofida faptului că nu avem resurse financiare, practic nu avem aceste resurse și guvernarea face tot posibilul ca să creeze impedimente suplimentare, să nu putem să adunăm donații de la oameni, am câștigat alegerile de la Chișinău. Am luat un scor foarte bun, credem noi mai bun decât cel recunoscut oficial la prezidențiale. Există acest potențial, noi ne sprijinim pe oamenii cinstiți, pe oamenii care cred în schimbare și în pofida tuturor obstacolelor și în pofida faptului că iau atât de multe resurse financiare, administrative, oricum noi credem că șansele noastre sunt mari. Moscova, pe cine, ce partid credeți că ar sprijini? Moscova sprijină de mult timp, sprijină prin resurse financiare, chiar dacă asta este ilegal, dar nicio instituție a statului din Republica Moldova nu este preocupată și nu vrea să stopeze finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor, Partidului Dodon, de către Kremlin. Moscova mizează pe acest partid, Moscova mizează și pe Partidul Democrat. Și un lucru important pe care trebuie să-l spunem despre Republica Moldova este că a revenit în discuție programul, planul de federalizare a Republicii Moldova ca o soluție a problemei Transnistriei. Și mai mult decât atât, nu doar ideea a revenit, dar și un personaj important care în 2003 a încercat să impună planul de federalizare a Republicii Moldova, prin care ar fi crescut semnificativ influența Rusiei prin Transnistria în procesul de luare a deciziilor la Chișinău. Vorbesc aici despre Kozak, este persoana lui Putin care a ajuns să fie responsabilă de relațiile economice și comerciale dintre Rusia și Moldova, dar planul este mult mai serios. E situația în care se materializează un scenariu pesimist. Când Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor reușesc să rămână la putere, atunci riscul ca acest plan de federalizare a Republicii Moldova se va realiza, crește semnificativ. Cu Bruxelles aveți contacte bune la Comisie, cu Mogherini, cu Juncker. Cu ce cancelarii străine mai aveți contacte bune și unde simțiți că există interes pentru Moldova? De pildă la Berlin. E adevărat, avem relații bune și suntem sprijiniți, e sprijinit procesul democratic din Republica Moldova, suntem încurajați noi să continuăm această luptă din partea instituțiilor europene, avem relații bune la Berlin, avem relații foarte, foarte bune prin intermediul ambasadorilor de la Chișinău
cu majoritatea țărilor europene, chiar foarte bune, și cu țările care nu au ambasade la Chișinău, dar au ambasade la București. De fiecare dată când vin aici, discut și cu cei de aici sau când vin ei la Chișinău. Deci simțim acest sprijin destul de puternic. E adevărat că nu întotdeauna instrumentele pe care le pot folosi și instituțiile europene și țări, guverne separate sunt suficient de puternice pentru a influența guvernarea de la Chișinău. Am văzut că suspendarea asistenței macrofinanciare nu a determinat guvernarea să valideze alegerile. Am văzut că nu s-a reușit oprirea guvernului de a adopta legea amnistiei capitalului, care este una foarte păguboasă și care vine să spele banii furați mai devreme de aceiași oameni. Există o altă lege care trezește foarte multe sau creează foarte multe probleme, cea care ține de vinderea cetățeniei Republicii Moldova contra bani, și ne amintim un an în urmă, Igor Dodon le promitea investitorilor ruși că foarte curând vor putea să își cumpere cetățenia Republicii Moldova. Acum ne dăm seama că astea sunt tranzacții care nu sunt în interesul țării, sunt tranzacții care vin să îmbogățească anumite personaje din conducerea actuală. V-ați întâlnit? Eu i-am prezentat lucrurile așa cum se întâmplă sau poziția noastră în raport cu ce se întâmplă în Republica Moldova. Am discutat despre riscuri. Dânsul s-a arătat îngrijorat de ceea ce se întâmplă la hotar și în raport cu Ucraina și în raport cu Republica Moldova și de interesele Kremlinului, pentru că e foarte clar pentru toți că aceste discuții despre federalizare denotă niște interese noi din partea Rusiei sau revenirea la planurile mai vechi despre care nu s-a vorbit un timp. Am fost încurajați să continuăm, să luptăm pentru democrație și ni s-a spus că Statele Unite vor sprijini în continuare procesul democratic. Și în această vară am văzut mesaje foarte dure la adresa guvernării, ori de câte ori această guvernare a comis abuzuri. Cum au evoluat relațiile dintre România și Moldova în ultimii doi ani? E de notorietate o anumită susținere a puterii de la București pentru Plahotniuc. Cum vă explicați preferința aceasta? Cel puțin asta este percepția în Republica Moldova, că această guvernare sprijină regimul Plahotniuc. Recunoaștem și apreciem sprijinul care vine din partea României și a cetățenilor atunci când vorbim de proiecte concrete, atunci când vorbim de reparația grădinițelor, atunci când vorbim de gazoduct, de proiectele despre care se discută de mult și sper să avanseze, de conectare pe rețeaua de electrică, electroenergetică, dar atunci când sprijinul este pentru guvernul central, atunci oamenii încep să aibă semne de întrebare, pentru că credibilitatea acestei guvernări este una foarte scăzută și oamenii nu cred că banii care ajung la guvern neapărat ajung mai departe și la cetățeni. Acești bani sunt folosiți în scopuri electorale, mai pot și fi furați, deci atunci când nu există credibilitate, cel mai bine sprijinul să meargă prin alte căi, spre mass media, spre mass media independentă, pentru că și aici avem o problemă, nu întotdeauna banii care ajung pentru media, banii din România care ajung pentru media din Republica Moldova sunt folosiți corect. De exemplu, atunci când o instituție media care beneficiază de bani românești face publicitate unui personaj ca Ilan Șor, Ilan Șor fiind instrumentul principal folosit în furtul miliardului, atunci chiar suntem nedumeriți. Cum s-a ajuns aici? Și societatea civilă, deci sunt metode, sprijin direct pentru comunități, pentru că primarii sunt asupriți enorm și sunt într-o dependență enormă față de puterea centrală.
Există metode prin care România poate să continue să sprijine Republica Moldova, cetățenii, ocolind guvernarea centrală care, iată, nu este credibilă. Și evident că ne dorim și altfel de mesaje. Atunci când se anulează alegerile, e un lucru foarte grav și România ar trebui să spună foarte răspicat, să condamne asemenea abuzuri, așa cum le condamnă alte instituții, alte țări europene și democratice. Și după reacția aceasta a Comisiei Europene, după anularea alegerilor, ați observat vreo oarecare schimbare în atitudinea, să zicem, Ministerului de Externe român? Cred că a fost un comunicat din partea Ministerului în raport cu anularea alegerilor și au fost exprimate niște îngrijorări. După aceasta n-am observat, nu știu dacă sunt doar eu, nu am fost suficient de atentă sau dacă ele nu au fost în general, dar nu am observat alte acțiuni și mișcări. Înțelegem că și în România agenda este foarte încărcată, dar noi suntem în imediata vecinătate și atât pentru că suntem foarte apropiați, suntem români, dar și pentru că în cazul în care lucrurile ajung să se deterioreze foarte repede în Republica Moldova, asta va avea efecte și pentru România. Din aceste ambele motive, cred că ar trebui să ne bucurăm de o atenție mai mare din partea autorităților de la București. Dar credeți că mai are, se mai bucură Dodon de aceeași susținere din partea Moscovei, pentru că fiind preluat de către, să spunem așa, în tabăra lui Plahotniuc, e privit ca o simplă marionetă. Pot să discute? În cazul ăsta, în cazul ăsta crește interesul Moscovei pentru a comunica direct cu cel care controlează procesele din Republica Moldova. Și spuneam mai devreme, pericolul cel mare este că Dodon îl va ajuta pe Plahotniuc să intre în următorul parlament, vor face o alianță împreună și după aia vor pune în aplicare planurile Rusiei, pentru că scopul Rusiei pentru această zonă este să păstreze Republica Moldova, Ucraina, într-o zonă de bufer între vest și est, o zonă gri, și scopul politicienilor corupți din Republica Moldova este același. Deci ei împărtășesc același scop. Într-o zonă gri poți să furi $1 miliard, 12% din produsul intern brut și să nu ajungi la pușcărie, să nu trebuiască să recuperezi niciun bănuț, pentru că asta a făcut guvernarea de la Chișinău. De la momentul descoperirii furtului miliardului în 2014 până astăzi, nu a fost recuperat absolut niciun bănuț. Chiar dacă Procuratura Generală tot povestește că cercetează, investigează, omul care se face responsabil de implementarea acestei scheme e liber, își construiește partid politic, folosește banii pentru a cumpăra electoratul. Deci, astea sunt lucruri care plac politicienilor corupți de la Chișinău și lui Putin îi convine acest lucru. E mai ușor să ai un guvern la Chișinău care își zice pro-european și care discreditează ideea de integrare europeană, decât să vii de la Moscova să încerci să faci ceva pentru asta. Ca să înțeleagă toată lumea, de ce Plahotniuc se proclamă pro-european? Care e interesul? Moscova nu a alocat niciodată bani Republicii Moldova și nu doar. Deci Moscova nu dă bani așa de pomană. Occidentul dă bani. Deci e foarte comod să zici pro-european. Să iei bani de la Uniunea Europeană, de la Statele Unite și din România în special, după care să faci treburile așa cum vrei tu, după regulile Kremlinului, nu după standardele europene. Asta este singura explicație.